Și bine m-a regăsit la un nou episod din Minecraft. Salutare. Acum vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu uitați să dați butonul de like, să subscribe și un mic coment, să scrieți ceva pentru a mă motiva pe mine. Ok. V-am promis că bag skin în Minecraft, nu? Asta am și făcut. Am băgat Minecraft skin în Minecraft, dar nu în orice versiune. Am băgat skin în Minecraft în versiunea de 1.7.2, deoarece în 1.8 nu este skin. A fost, îmi amintesc, o eroare de la Mojang și în 1.8 nu s-a putut băga skin. Deci nu s-a putut băga skin în 1.8. De aceea eu am băgat skin în Minecraft, că v-am mult promis. Deci vedeți, am și skin. Am skin, l-am și nu s-a putut băga în 1.8, de asta nu jucăm pe 1.8 acum, nu jucăm. Uai, o, regenerarea lumii, ia, ok, dacă mă susțineți, vă rog să dați like și subscribe. Și dacă vă plac seriile astea de gen survival sau chestii din astea, să dați like și hai să începem episodul. Bun, Jetting Wood, am primit lemn, da, nimic mare scofală. Hai să mai luăm, să tăiem un full copac. Tot copac. Perfect. Perfect, aici. Așa. Na, bun. Să, what the fuck? Bă, așa, bă, what the fuck? Bun, să facem niște pețe, bă. Pețe, un crafting table, ne interesează pe noi cel mai mult unde să craftăm. Perfect, hai să dăm direct, așa. No, bun. Acum, pe ce ne interesează pe noi este să facem un pickaxe să minăm. Mai întâi o să facem un pickaxe de lemn și o lopată. Așa, și o lopată. Perfect. Aici minăm așa, frumos. Să pun aici să facem o gropă până dăm de stone. Am dat de stone. Luăm să facem. O să facem și pentru fumar și pentru tot. Vreau să facem cât mai multe iteme utile într-un episod, ca să nu stăm într-un episod în altul foarte mult timp să strângem un item care le obținem foarte greu. De exemplu, dacă vrem să luăm o lacrimă de gaz, să facem mai multe chestii, mai multe iteme, mai multe obiecte într-un episod, ca când celălalt să putem ajunge în Nether și să putem lua ochiul, să facem acea, cum se numește, să luăm lacrima de gast. Să luăm, să facem cât mai multe, vedeți, statistici, nu aici, cât mai multe realizări, achievements. Da, cât mai multe aici, diamond și iute. Da, la asta mă refer și eu. Să facem cât mai multe. Și da. Ok. Hopa. Poate încă nu o să bag și un intro. Un intro șmecher. Foarte șmecher. Numai stai să văd cum. Deci facem un topor, că nu mai avem lemn. Și facem așa. Videoclipurile care nu se văd și sunt foarte proaste ieșite, o să le șterg. Perfect. Hai să mai minăm. Tăiam.
O să fac un furnace. Perfect. Mai întâi să luăm câtva lemn, ca copacul ăsta zăpăcit nu l-am tăiat. Perfect. Ne-am tăiat. Să mai tăiam unul. Bun. Eu consider că avem destule. Da. Avem 32 la fix. Nu ne trebuie ceva mai mult. Hai să minăm, hai să minăm. O să iau cu mine furnace-ul în caz că găsim fier, să-l prăjim mai rapid, după cum v-a spus, să facem mai rapid achievement-urile. Mă refer la realizările obținute, nu la enchanturi, la ce-am vrăjit, nu la asta. Pentru cei care confundă achievement cu enchant, nu. Se aude parcă proverbul, se aude la fel, sau, da, fier. Se aude parcă la fel, dar nu este. Numai cât îi șut la amândouă. Enchant și achievement. E bine, nu sunt la fel, sunt diferite. Și mă enervează un lucru cu o scaunul ăsta. O să iau altul. Curând. Lup. Iar fier. Yeah, chiar. Mult noroc. Noroc, băjatu. Noroc, băjatu. Tu. Mie cel mai mult îmi place de fapt lasă. Că nu fac glumesc. De mai bine nu știu. Pot o să spun în alte episoade, dar nu acum. Pentru că poate vă duceți la canalul ăla și vă abonați la el și nu uitați de mine și dați dislike și nu am chef să mi se întâmple asta. Perfect. Am obținut iron. Mă duc sus ca să... Sper să nu se fi făcut noapte. Că n-am sabie. Numai un topor. Care dă numai 4 damage. Și cam n-aș putea. Mă tot gândesc dacă o să găsim la ultima serie de survival, că o să continui cu seriile astea, dacă o să găsesc cât de ușor posibil portalul de end. Ori, fac așa, nu mai postez vreo până găsesc portalul și când l-am găsit, intrăm în el și atunci când l-am găsit, începem să filmăm. Deci, da, să știți de ce nu mai postez. Și de ce n-am mai postat de 2 zile sau 3, nu știu, cât a trecut. Deoarece, cam să spun, nu am avut timp, a trebuit să învăț mult la școală, vin niște teste ceva mai greuțe și n-am avut timp. Deci n-am avut timp. C-
Când vă uitați la mine, adică ce spun eu, când vedeți că nu mai postez, înseamnă că am o problemă. Una care are motiv bun. Și pui, Doamne, lemnul prăjește la furnas. Bă, trebuie să iau altul. Na. Iai, bă, suntem pe peaceful? Suntem pe normal și nu ne-a crescut, nu ne-a scăzut hungerul. What? Nu înțeleg, nu mi s-a mai întâmplat. Pui, știam eu că dă-și poate până. Facem un upgrade la pickaxe. Bun. Am făcut upgrade. Așa. Și am strâns. Bă, capacei! Bum, bum, bum. Capaceilor! N-am optit pe nimic. Wow, ce tâmpenie! Apropo, vă mai spun un lucru. În curând, în episoadele care o să le postez după ce vezi tu acest episod, o să... Cum se numește? O să bag Optifine să nu mai vedeți lag, că unii poate se plâng că nimeni nu se uită la cineva care are lag. Nu? Nimeni nu s-ar uita. De aceea zic că să bag Optifine pe versiunea 1.7.2 perfect cărbune. Să bag Optifine pe 1.7.2 ca să n-am lag, că poate unii văd lag în videourile mele și n-aș avea chef să primez dislike-uri, comentarii. Bă, bagă-ți un mod, bagă-ți ceva, dar să nu mai ai lag, bă. Da, de asta să bag Optifine. Optifine este soluția. Și am uitat să pun un link la un videoclip care l-am promis. Și o să mă uit la care. Deci nu vă îngrijorați, că sunt activ pe canal cât pot. Cât nu pot, nu pot. Adică omul nu își sacrifică pentru ceva nici chiar așa de important, dar totuși important să viața pentru asta. Nu își sacrifică nimeni viața. Mă refer că la, nu știu, ți-ai sacrificat YouTube-ul pentru, nu știu, pentru școală, pentru a nu mai învăța, pentru a fi un nob. Nu, n-ai face asta. Mi-a crescut în sfârșit hunger. Și n-am mâncare. Și o să-mi scadă. Și shut the fuck up. Am auzit o oaie. Oiță, bă. A, uite că... Nu! Sunt întunecat. Vin mobi. Mor. Dă-i mor. Noroc. I-am primit. Să facem o sabie iute. Că mobi-s răi. Mobi-s faoliș, da. N-avem pentru o sabie. De aceea o să facem o sabie de... că nu mă duc acum după furnace. O să facem una de piatră. Perfect. Time to strike. S-a necat. S-a întunecat. Ci că s-a necat. Cine s-a necat, Gigel? Bă, era creeper. Nu spune că e creeper. Că la bubuie, ăla te omoră. Și n-am nici armură. Bă, frate.
Nu știu ce să spun. Dacă mă scuzați o secundă, să văd de cât timp filmăm. De 15 minute, what the fuck. Bun. Și aici încheiem și noi episodul. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like și subscribe dacă vă plac seriile astea și o să continuăm cu seriile astea. Și dacă v-a plăcut acest episod, le mulțumesc celor care au vizionat și vă doresc o zi bună. Aici încheiem acest episod și la revedere. Pa, pa!